Hei, luna noiembrie a fost pentru foarte mulți dintre noi o lună încărcată și poate și pentru tine a fost plină de proiecte, de lecții, de tot felul de emoții, de diferite tensiuni interioare, dar mai ales a fost pentru fiecare dintre noi o lună cu tot felul de oferte, cu tot felul de reduceri și asta automat te-a îndemnat să-ți îndrepți toată atenția pe aceste obiecte materiale. Evident, crezând că ceva din exterior îți poate aduce ție fericirea sau bucuria, da? Nimic mai fals. Și atunci când există aceste goluri interioare, aceste răni nevindecate, ce facem? Căutăm fericirea. Unde pare ea cel mai ușor de găsit? De obicei în mall-uri, în oameni, în tot felul de obiecte din jurul nostru. Așa că probabil că te-ai gândit să-ți cumperi o anumită geantă sau că există nu știu ce gadget pe care ți-l doreai de mult și asta o să-ți aducă fericirea și împlinirea. Da? Mulți dintre noi căutăm un serviciu anume sau, de ce nu, poate chiar și o persoană anume. Cu siguranță te-ai simțit fericit atunci când ai intrat în posesia acelui obiect. Da? E acea bucurie de moment. Dar hai să fim sinceri. Cam cât timp a durat acea fericire? A venit, practic, momentul să cauți fericirea și împlinirea în locul potrivit și, mai precis, să nu le mai cauți pentru că sunt în interior și o găsești cu adevărat acolo. Poate că deja îți sună cumva clișeic și, de ce nu, ai dubii, nici nu mai crezi că e posibil. Ai întâlnit deja atât de des această informație în diferite cărți, în filme, da? Fericirea în interior. Și totuși, parcă ajungi să te întrebi mereu, dar unde e această fericire din interior de care vorbește toată lumea și mai ales eu? Acea fericire care nu depinde de factori exteriori. Iată, te invit să nu mă crezi pe cuvânt. Din contră, chiar e foarte bun scepticismul, dar știu cu certitudine că asta ai în interior. Și mi-ar plăcea să știi și tu asta, să dai jos aceste văluri care nu te lasă astăzi să vezi lumina dinăuntru tău, din interiorul tău. Nu e necesar să mă crezi pe mine, chiar din contră, poți testa chiar tu asta. Da? E important pentru mine să experimentezi tu lucrul ăsta. Iar super vestea pentru tine, că în perioada de 26-28 noiembrie, ai cu ocazia acestui Black Friday, reducere la orice program de vindecare al meu online de 50% și, de ce nu, poate și mai bine la anumite. Începe acum călătoria ta în interior și o să vezi că fericirea n-a fost niciodată mai aproape de tine decât e acum. Așa că intră pe linkul din descriere, profită de această reducere și convinge-te chiar tu.